Elevii de clasa a 6-a au început joi 5 iunie evaluările naționale cu examenul de limbă și comunicare. Testul verifică nivelul cunoștințelor de limba română sau maternă și de la prima limbă străină studiată în școală. Evaluarea s-a desfășurat în sala de clasă în care învață în mod normal copiii, iar subiectele au fost realizate pe două numere, pentru ca doi elevi care stau unul lângă celălalt în bancă să nu aibă același test de rezolvat. Potrivit dascălilor, subiectele au fost de nivel mediu. Subiectele de astăzi la clasa 6 au fost, putem spune, de nivel mediu, chiar spre ușor, însă au fost anumite lucruri cu care copiii nu sunt obișnuiți sau poate chiar n-au învățat încă despre acele lucruri și poate că aceste lucruri, aceste subiecte, pentru unii au ridicat probleme. Dar, în general, copiii, după cum am văzut, au fost mulțumiți, au reușit să scrie la examenul acesta. Testul a durat 60 de minute, iar subiectele au fost ușoare, spun elevii. A fost destul de ușor. Ne-au dat niște subiecte în care trebuia să scriem de niște cărți de aventură și a fost destul de ușor. Ne poți spune exact cum a fost subiectul? În textul am avut despre o carte care se numește Toate pânzele de sus și ne-a dat un fragment din ea. Ce a trebuit să scrii? Despre Tom și Jerry, să scoatem fragmente din text, din propoziții. Subiectul a fost foarte ușor. Am știut. Păi pentru mine subiectele au fost ușoare, n-au fost deloc grele. Ne-a dat un subiect despre Tom și Jerry, aventurile lor. Ce trebuie să scrieți acum? Păi ne-au dat mai multe exerciții, trebuia să scoatem de pe text propoziții. Examenul a fost cu peripeții pentru elevii de la secția maghiară. Unul dintre subiecte a fost redactat greșit și a fost retrimis de reprezentanții Centrului Național de Evaluare. La secția maghiară, la subiectul de limba maghiară, am înțeles că s-a greșit un subiect care ulterior a fost retrimis în forma corectă. Noi le-am împărțit la copii și să sperăm că acest lucru nu le-a afectat reușita la examen. Pentru acest examen nu au existat camere de luat vederi, iar notele nu vor fi trecute în catalog. Rezultatele nu vor fi făcute nici public și vor fi discutate cu părinții și la nivel de școală.